Salutări tuturor! Bine v-am regăsit din nou, suflete dragi și frumoase! Astăzi, aici și acum, noi ne revedem și asta mă bucură foarte mult, așa cum o facem săptămânal, pentru o nouă citire, pentru o nouă ghidare și să vedem împreună ce ar vrea să ne comunice Universul, ființele de lumină, ca noi să știm pentru săptămâna următoare. Mesaje pline de înțelepciune ce vin spre noi, spre binele nostru mai înalt, ca noi să înțelegem dintr-o perspectivă mai înaltă ce ar trebui noi să facem în perioada următoare, cum ar trebui noi poate să ne comportăm, să ne adaptăm la această perioadă în care suntem așa puțin testați, este o perioadă așa puțin de presiune, este bine să rămânem ancorați în iubire, în lumină și să nu intrăm în panică, să nu ne lăsăm trași în jos de tot felul de știri, de tot felul de frici. Totul va fi bine, va trece și acest test, ni se testează credința, așa consider eu, și poate era necesar acest test dacă până acum nu am înțeles așa de bună voie, trebuie să se acționeze la un alt nivel, puțin mai forțat, să spunem așa, ca noi să înțelegem lucrurile altfel, dintr-o altă perspectivă, cumva să mergem mai mult spre noi, să nu mai trăim atât de mult virtual, să comunicăm mai mult între noi și să ne cunoaștem așa pe noi, să ne întoarcem la noi, la esența noastră și la Creator. Și pentru Pământ era necesar, pentru planeta Pământ, să se ia o pauză de regenerare, pentru că ați văzut că timpul nu se mai manifestă în ultima perioadă așa cum este normal. Nu mai avem zăpezi, nu mai avem anotimpurile care erau odată. Și eu cred că se renaște o nouă lume, este nevoie de o nouă înțelegere, este nevoie de o resetare și știu că vom trece cu toții și că va fi bine, nu vă speriați, nu vă panicați. Dar să nu lungim vorba și să vedem ce mesaje ne-au transmis ființele de lumină. Eu am făcut deja extragerea și am lucrat cu aceste carduri, mesajele înțelepciunii, ca fiind tema săptămânii, să vedem ce ni s-a transmis. Și ne se transmite așa să ne întoarcem la liniște, cum ar veni să ne întoarcem la noi înșine, cumva să nu mai facem atâta gălăgie, să nu ne panicăm, să ne întoarcem în tăcere, în liniște, să stăm așa noi cu noi, da, în această perioadă. Nu vă panicați, întorceți-vă la sinele vostru divin, la Creator. Cumva să medităm, să ne întoarcem toată atenția în interiorul nostru, ni se transmite, să ne reducem așa la tăcere, decât am crea panică și tot felul de situații alarmante pentru alți oameni, este bine să ne reducem așa la tăcere, să ne odihnim, să contemplăm la ceea ce se întâmplă în această perioadă, ni se transmite, să ne întoarcem la noi, în tăcere, da? Ni se transmite ca fiind tema săptămânii. Să vedem și îngerii ce ne transmit. Am lucrat cu aceste carduri păstrătorii luminii, aceste carduri reprezintă ascensiunea. Ia să vedem care ar fi mesajul de început de săptămână, vine de la credință. Să binecuvântăm umanitatea și să stăm cât mai calm, ni se transmite, totul va fi bine și să trimitem multă lumină în această lume, să binecuvântăm umanitatea, pământul, da? Pentru că trecem așa printr-o perioadă puțin în care ni se testează credința noastră și este bine să binecuvântăm, să trimitem lumină în această lume, să fim cât mai pozitivi, da? Asta ne transmit îngerii, să rămânem calmi, să nu ne stresăm, să nu ne isterizăm, totul va fi bine, dar trebuie să trecem cu multă liniște în suflet peste această perioadă, pentru că așa ni se transmite, să ne reducem așa la tăcere, în liniște, da? Să contemplăm, să înțelegem de ce se întâmplă toate acestea, pentru că noi le-am creat, noi le-am atras, chiar dacă acest virus, să spunem așa, că a fost o manipulare, a fost creat cumva într-un laborator, dar trebuie să înțelegem că a fost îngăduit de divinitate să se întâmple, nimic nu este întâmplător, da? Să se extindă atât de mult. Și să vedem așa care ar fi provocarea săptămânii. Provocarea săptămânii vine de la oglinzi, viziune sacră.
să trimitem iertare, să ne iertăm pe noi, să trimitem iertare întregii umanități și ni se transmite că tot ceea ce am emis noi este de fapt oglindirea noastră. Tot ceea ce ni se întâmplă este de fapt reflexia interioară a noastră. Tot ce se întâmplă în această lume, în această societate, este de fapt oglindirea noastră interioară. Vedeți cum este ilustrată și această carte, o imagine oglindită. De fapt, noi am emis, tot ceea ce am emis noi s-a manifestat în această lume. Trebuie ca în această perioadă următoare să emitem gânduri cât mai pozitive, pline de lumină, ca să putem schimba această realitate, să nu rămânem așa trași în jos de panică, de frică. Trebuie să încercăm să fim așa cu toții lumină, să ne adunăm în credință, în rugăciune. Eu chiar vă propun ca începând de mâine să aprindem în fiecare seară la orele 21 câte o lumânare și am să vă las o afirmație pe care trebuie să o spunem în fiecare seară pentru 21 de zile. Să ne rugăm cu toții pentru această planetă, pentru noi. Și am să vă lăs în dedesubt acestui video ce trebuie să spuneți dumneavoastră când aprindeți această lumânare. O să creez un video special cu ceea ce vreau să vă transmit vouă, pentru că vreau să ne adunăm așa cât mai mulți, să facem așa ca și o meditație, ca și o rugăciune de grup, împreună să trimitem lumină umanității, acestei planete, da? Să încercăm să alchimizăm și să schimbăm această realitate. Împreună știu că putem, împreună știu că putem deschide cerurile, doar să fim cât se poate de uniți. Să vedem cum închidem această săptămână următoare. Mesajul vine de la Speranță și ne transmite iubire și acceptare. Deci să fim în iubire și să acceptăm această situație. Pentru că noi dacă nu acceptăm, nu acceptăm cum ar veni voia divină, dar trebuie să avem speranță în suflet și să acceptăm lucrurile așa cum sunt, să avem speranță că totul va fi bine și ne se transmite să ne înconjurăm în iubire. Această lume este într-o reorganizare și doar să rămânem cât mai calm. Deci este o perioadă așa de reorganizare, de să spunem regenerare, doar trebuie să rămânem în iubire și în acceptare și să avem așa cât mai multă speranță în suflete, să nu ne pierdem speranța, totul va fi bine. Este necesar ca noi să ne creștem vibrația în această perioadă și să nu ne lăsăm trași în jos de întuneric, de negativ, da? Să vedem care ar fi și Arhanghelul săptămânii, voi lucra cu aceste carduri, cine vine să ne transmită un mesaj suplimentar. Dragi Arhanghel de Lumina Divină, vă rog, ghidați-mă, inspirați-mă și trimiteți-ne nouă acel mesaj de înțelepciune cu acel Arhanghel. Ia să vedem cu cine rezonăm, cine vine pentru noi să ne mai aducă un sfat. Și Arhanghelul săptămânii ni se transmite compasiune, să avem multă înțelegere, compasiune de la Zadkiel și să ne punem toată atenția în inima noastră, în relații și să încercăm să avem așa o comunicare cât mai bună, atât cu noi și cu cei din jurul nostru. Deci, în această perioadă s-ar putea să fie puțină dezarmonie în relații și de aceea ni se transmite să avem mai multă compasiune, înțelegere cu cei din jurul nostru. Pentru că Zadkiel vine să ne ajute să fim mai uniți, să avem mai multă compasiune, mai multă înțelegere, atât pentru noi cât și pentru aproapele nostru. Deci compasiune, să avem o săptămână plină de înțelegere, de înțelepciune, de compasiune. Cam acestea sunt mesajele, dragilor. Tema săptămânii ar fi să ne reducem așa la tăcere, să ne întoarcem în liniște și tăcere. Asta ar fi tema săptămânii. Să nu creăm panică, să nu creăm multă zarvă, să nu vorbim așa aiurea în plus sau să postăm tot felul de postări pe Facebook încât să creăm panică. Este bine să ne punem toată atenția pe lucruri pozitive, constructive, să facem ceva în care am putea crește vibrația celor din jurul nostru, da?
Și ni se transmite să avem în această perioadă credință, suntem testați, teste de credință și să trimitem binecuvântări în această lume. Această lume are nevoie de dragostea noastră, de iubirea noastră și să rămânem cât se poate de calmi. Și tot ce se întâmplă acum este o reflexie a ceea ce am emis noi, pentru că apare această carte cu oglinzi, da? Nimic nu este întâmplător, noi am atras aceste situații și noi putem schimba această realitate doar prin iertare, prin iubire, putem să ne cerem iertare fiecare planete pământ a ceea ce considerăm noi, da? Că am greșit. Pentru că acum eu zic că este ca și o plată karmică colectivă, da? Și cu siguranță va trece această perioadă și știu că se renaște o nouă lume, un nou început, o nouă lume mult mai echilibrată, mult mai iubitoare, mult mai unită, o lume plină de armonie, dar trebuie să avem speranță în suflete și multă răbdare. Totul depinde de noi, da? Și să fim în iubire și acceptare și să acceptăm situațiile așa cum sunt. Nu trebuie să ne panicăm și să avem multă compasiune, înțelegere față de semenii noștri. Cam acestea sunt mesajele, dragilor. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez. Vă urez o săptămână minunată, binecuvântată, o săptămână așa în care să vă găsiți echilibru, o săptămână în care să fim cu toții plin de sănătate radiantă, o săptămână așa cum ne dorim fiecare.